altar și bine va găsi la acest tutorial unde vă voi arăta cum să instalați un texture pack. Știu că în episodul anterior am zis că o să vă arăt cum să puneți și un hack, doar că ca să puneți un hack nu prea mai funcționează în versiunea 1.6.9, mai ales după ce Sketch de la Nodus nu mai vrea să mai creeze Nodus și celelalte hack-uri care mai sunt foarte praf la pământ de tot. Nu cred că ați vrea să folosiți un hack de la, doar ce am descărcat unul și m-am gândit să fac un tutorial cu el, dar aproape că mi-a stricat calculatorul cu el. Era foarte virusat, că nu mai mergea browserul. Am avut noroc că am un antivirus bun și m-a salvat. În rest, dacă nu aveam antivirusul ăla, cred că acum nici mai făceam videouri pe YouTube, trebuia să reinstalez Windows-ul. Așa. Deci, ca să spunem un texture pack, ne trebuie, desigur, un texture pack și intrăm pe Google să descărcăm unul. Ce texture pack să-l punem? Texture, pp, data și din nou percent. Dați OK sau Enter, apăsați dublu click pe punct Minecraft și în vechea versiune de Minecraft, adică în vechile versiuni 1.5.2, 1.4.6, absolut toate versiunile celelalte, texturi pe care le băgați în texturi packs și le găsați aici. Însă, în noua versiune se bagă în resource packs aici. Și doar ce termina descărcat, luăm show all downloads, intrăm aici și pur și simplu tragem aici. Nu scoatem din arhivă nimic, îl punem așa normal, se instalează ca și celelalte texturi pack, doar folderul s-a schimbat. Dați back și da. Dacă cumva aflați vreo variantă cum să modificați jarurile, cum să, de exemplu, jarul la noua versiune nu puteți modifica deloc. Intrați în mai în versions, aici se află jarul nou, 1.6.1 și acesta este jarul. Dacă încercați să-l modificați, el automat se face singur la loc. Și da, am încercat să bag aici acel hack care am aflat că este virusat și nu mai este bun, dar o altă chestie ce am aflat despre noile hack-uri, trebuie să ai cont premium ca să-ți poți pune un hack acum. Dacă nu ai cont premium, nu mai poți folosi hack sau trebuie să ai foarte mare grijă să nu aibă virus. Bun. Acum ca să vă arăt texture pack-ul cum funcționează, dați dublu click pe Minecraft Run. Da, dacă sunteți curioși cum am Minecraft 1.6.1 crăcuit, vă uitați la câteva episoade în urmă și am acolo tutorial Minecraft 1.6.1 și nu dați pe cel fără new, dați pe cel cu new. Așa, eu acum am o... Am închis Minecraft, stați că îl deschid nou. Eu acum am texture pack-ul Ozocraft, îmi place mai mult. Dar o să punem alt texture pack. Da, și de acum tot la fel, nu apare aici texture pack, apare resource packs. Și puneți PZ Carnage. Acesta este texture pack-ul care l-am luat. Este 32x32. Ozocraft mi se pare că este 16x16, nu sunt sigur. Oricum este destul de frumosel. Down, parcă ar fi default. Sigur l-am pus? Da, l-am pus. Este cum arată single player și lumea lui Cartofel 1.6.1. Am păstrat și vechea lume în caz că am să vreau să mai joc pe 1.5.2. Da, arată cam default, lumea nu este prea schimbată. Nu știu ce ar trebui să fie nou la ei, însă dacă pun Ozocraft este mult mai frumoasă. Lumea este foarte, foarte diferită. Down. Și deja s-a schimbat totul. Și nici nu face lag. Eu nu, pe textura asta nu am lag. Aici am rămas la episodul anterior. Aici rămân și acum. Până ce o să încep episodul următor. Deci, am să las linkurile la ambele texturi pe curând în descriere și Ozocraft și celălalt
texture pack, dar nu cred că o să-l vreți pentru că nu prea pare cine știe ce. Bun, cam asta a fost pentru acest tutorial de instalat texture pack. Vă mai zic încă o dată, ca să vă puneți un hack, vă trebuie cont premium, altfel nu puteți, pentru că, stați, vă explic mai clar. Deci, voi când intrați în run, la un cont premium, când intrați în run, în apă pe data, în roaming, aici în Minecraft.minecraft, voi când intrați în versions, atâta este aici, 1.6.1, dar el aici în versions trebuia să fie absolut toate astea. Și când intrați în versions, voi creați un, pur și simplu un folder numit, zicem, cartof. Sunt o leacă răcit. Faceți un folder cartof sau orice alt folder. Când dădeați new profile și dădeați la use version, trebuie să vă apară aici cartof. Și când dădeați click pe cartof, el folosea toate informațiile din folderul cartof. Pentru că așa funcționează și folderul 1.6.1. Că version release 1.6.1, așa este aici, și așa ar trebui să apară și la cartof. Însă nu este. Însă dacă aveți cont premium și vreți ca să vă puneți un hack, pur și simplu faceți un folder Minecraft versions, un folder în care puneți hack-ul sau tech sau Optifine-ul sau orice altceva. Eu tot primesc mesaje, nu știu de la cine, nu contează. Și când intrați aici, dați new profile la use version, să vă apară folderul care l-ați numit cum l-ați numit voi. Eu l-am numit cartof și trebuia să apară cartof, însă nu apare. Bun, deci asta a fost pe astăzi. Baftă la instalat texturi pe acolo. Eu v-am lăsat aici.